Miercuri, după amiază, în Vama Siret, pe sensul de intrare în România, s-a prezentat un cetățean ucrainean de 37 de ani la volanul unui microbuz Mercedes Sprinter înmatriculat în Ucraina. La controlul amănunțit, în pereții laterali, în bancheta din spate, printre bagajele din compartimentul călători, în ușile din spate și în ușa laterală a microbuzului, au fost găsite 4.665 de pachete de țigări, în valoare de 55.000 de lei. Întreaga cantitate de țigări, dar și microbuzul în valoare de 50.000 de lei au fost confiscate. De asemenea, împotriva cetățeanului ucrainean s-a dispus măsura interdicției de a intra în România pentru o perioadă de 5 ani și s-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă.